Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan în această dimineață la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! În dimineața aceasta vorbim despre un blat, între un aranjament în termen fotbalistic între un preot din București și cutia milei din propria biserică. E vorba de parohia bucureșteană Sfântul Proroc Daniel din sudul orașului, din cartierul Berceni, unde preotul Viorel Olaru a inventat un sistem prin care să scoată bani din cutia milei cu un umeraș de sârmă. Mai ajunge în unele hoteluri, știi, și în cameră, în dulap, umerașele alea sunt modelul ăla care nu pot fi luate din cameră, știi? Și te gândești, bă, cine are nevoie totuși, cine pleacă cu umerașul, cine fură umerașe? Uite, vezi? Sunt niște scule foarte utile. Exact. Așa. El a fost surprins de camerele de luat vederi, cum scotea bani cu umerașul din cutia milei. Stai, avea camere de luat vederi în biserică? Avea, și în biserică și în afara bisericii. Publicăm astăzi înregistrările care arată acest lucru. Publicăm de asemenea și alte documente din interior care arată cum falsifica chitanțele, că nu fura doar cu umerașul din cutia milei. Interesant cum fura cu umerașul, nu? Ca să descriem oamenilor. Folosea o ciungă un pic mestecată și... O lipea pe capăt, umăr. Da, scuză-mă, te rog. Doamne ferește, cum cu ciungă? Păi lipicioasă pentru... Se lipește de plastic? Nu folosea gravitația. Părintele lua cutiile puse în fața altarului și... Deci, avea două cutii ale milei puse în fața altarului și în altar, în interior, se ducea acolo când era singur, le așeza respectivele cutii între două piese de mobilier cu fanta, cu orificiul prin care te introduc banii în jos. A, vezi? Nu m-a dus capul. Ca să nu împrăștie banii, lua o cutie de plastic și o punea ca un fel de covată de plastic a jos, ca banii care cădeau scoși cu umerașul să nu facă mizerie, să strângă, practic. Corect. Să se deverseze în acel loc, să nu fugă bannotele cumva pe sub prin altar, da? Da. Trăgea apoi cu vârful, agăța bagnotele cu vârful umerașului de sârmă și le trăgea în afara cutiei respective. Lucrurile astea se petrec și filmările pe care le publicăm astăzi în Libertatea, găsite de către colegii mei Adelina Mărăcine și Răzvan Luțac, se petrec încă de cel puțin 5 ani de zile la Biserica Sfântul Proroc Daniel. De cel puțin 5 ani de zile. În afară de asta, spun că există mărturii și există documente pe care noi le publicăm astăzi, cu număr, chitanțe cu număr, în care el înregistra o sumă, practic, oamenii se spune că îi dădeau o donație de 250 de lei și el le returna oamenilor scriind 250 pe hârtia pe care o returna, dar lăsând un loc liber și scriind doar 50 pe hârtia pe care o înregistra la biserică. Acum, nu știam nici noi apropo de cutia milei, dar ca să prevină așa ceva, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a emis încă din 2011, deci de peste un deceniu, practic o regulă, o hotărâre, așa se numește în limbajul respectiv, prin care se reglementează. Deci nimeni, de exemplu, niciun preot nu are dreptul să efectueze singur monetarul de la cutia milei. Deci nu are voie o singură persoană să ducă acolo și să deschidă respectivele cutii, tocmai pentru că se strâng bani importanti. Adică aici vorbim în cazul unei biserici din sudul Bucureștiului, care nu e nici pe departe cea mai prosperă zona a orașului, se strângeau aici mii și zeci de mii de lei în respectivele cutii. Sigur că nu s-a respectat niciuna din regulile bord despre care vorbeam în acest caz, pe care oamenii îl pot găsi pe libertatea.ro astăzi. Zeci de mii de lei? Adică niciodată nu m-am gândit cât se strânge în cutia milei, dar adică mi-am imaginat că sunt sume totuși, fără semnificație, sunt oameni care se duc și pun și ei acolo un leu, cinci lei, ceva de genul ăsta. Nu. Există o informație pe care o publicăm și așteptăm confirmarea ei, în sensul că sursele sunt foarte bune, că a existat un control la un moment, nu doar oamenii care ne-au furnizat din interiorul parohiei imagine și au dat seama,
ci și forurile superioare în alții ierarhi ai bisericii au făcut un control, iar amenda pe care știm noi că ar plătit-o ca să se recupereze o parte din sumele respective a fost de 10.000 de lei. Dar da, aici vorbim despre 10.000 de lei, nu vorbim despre 102 de lei care se depun în cutia milei. Bun, și discutăm despre niște lucruri care au fost făcute ani în șir. Da, foarte interesant. Mai am o întrebare. Mă gândeam dacă Sfântul Sinod a dat această regulă de bun simț ca să nu se deschidă cutiile milei din biserici decât în prezența mai multor oameni, nu? Să se facă acolo, da, un proces exact. Verbal. Banii aceștia ei sunt fiscalizați? Adică sunt raportați la fisc? Sunt... E bună întrebarea și ca să nu fac pe jurnalistul omniscient, Vlad, nu știm. Avem un răspuns în momentul ăsta. Deci nu știm cum se registrează în contabilitatea bisericilor. De altfel, nu avem un răspuns nici la faptele în sine. Pentru că, din păcate, preotul care colegii mei au vorbit ne-a trimis la Patriarhie, Patriarhia ne-a trimis la Arhiepiscopie, Arhiepiscopia, nu a răspuns încă, dar suntem convinși că va răspunde încă o dată. E vorba de 10.000 de euro și da, asta e o temă bună. O să încercăm să vedem și cum se fiscalizează banii respectivi. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.